aici. Dar era om bun, adică mai ales ca vecin. Avea probleme, am zis că era după faptul de soție. Fiecare casă știu ce are. Păi totuși, nu, avea un copilaj de... Aseară a fost majoratul la copil. Nu știu. S-a vorbit? Da. Nu fac femeile. Dar au avut o decepție, da, în dragoste? Da. Baiul. Ea s-a lăsat cu altul, distrus familia, femeie. A distrus familia și el probabil nu a putut să treacă peste. Nu ce știți? Fel de om era? Cam înțeles că a fost super, super bun la serviciu. Comunicativ și bun și de toate. Copilul meu nu putea să crezi rău, dar asta e. Și copilul a fost la majorat aseară, la el? A fost la Remus, la majorat. Acolo, sunt mai mult, de acum au fost acolo ei, care au fost în prezența lor, ăsta, pe ultimul dans, eu știu cu ea să-mi primești. Și de acolo a venit acasă? De acolo nu a venit acasă, a venit aici, că nu sta la mine. Adică la mine vine mâncat de toate și aici dormea. Are acolo, unde e, acolo. Dar nu știți ce a scris în bilet, că am înțeles că lăsați, nu v-a spus de la poliție. Din cauza familiei, din cauza femeii, da. Din cauza... Da, ești proastă, domnule, ești proastă, ce să fac? Copilașii cum îți? Ați vorbit cu ei? Bine, da, copiii sunt bine, da, ei o țină cu măsa. El a fost un om foarte militar, da. Vrut ordine și disciplină și la haine și la curățenie și la toate. Și măsa o... E scroacă care le da bani și ia totul de partea ei. Diferența între unul și altul. El ce-o trebuie să facă ceva, uitați-vă, casa asta e făcută de... Nu aia din lemn, asta a făcut-o, tămit-o, e scroacă ăsta de pătrâni de acolo. Tămit-o să facă ei fiat aici la oamenii ăștia. Da, de mult au divorțat. Nu mai locuiesc împreună. Înainte de Crăciun sau... Înainte de Crăciun sau după Crăciun, în timpul sărbătorilor. Da, înainte de sărbători, da. Și a plecat exact. Nevasta din cauza unui bărbat de la el. Cum? A plecat din cauza altui bărbat nevasta. Da, da, dar zis stai cu unul din Pânțighet și eu cum îl cheamă, nu știu, un Ihan de om. Da? Ce pot să mai spun eu? Viața nu e ușoară. Nu a fost ușoară, oricât l-am lămurit, oricât mi-a distrus familia. Asta era mare lui problemă, că i-a distrus familia. Copiii. Toată așa cât aia, i-a atras cu bani și cu ăsta și nu a putut să facă. El și-a dat silința să facă ceva, să aibă copii ceva și ea i-a atras acolo și... Dar colegii așa de serviciu l-au găsit azi dimineața, au venit aici? Eu primul aici. Au venit colegii de serviciu, nu mă lua serviciu aici. Au venit colegii de serviciu la mine acasă și m-am dus cu băiatul și l-am gătat, Eliut, era cu fața și nu mi-am dat seama. Cu mâna suca. Păi, uite, de mă la serviciu ăsta ai. Și am pus mâna pe el. Vine băiatul între picioare. El culcat cu mâna, cu capul sus și armă între picioare. Și în piept s-a împușcat. Nu știu. S-a văzut nimic. Nu s-a văzut. Bine, și eu tâlburat, n-am mai știut nici eu ce să mai fac. Și nu m-am nici uitat la piept să văd unde e. Dar cred că la inimă, după cât am înțeles eu, la inimă. A fost împușcat. Singurul dumneavoastră copil sau mai aveți? Mai am un inginer la apă, la apele române. Lucra de mult la pompieri, din câte am înțeles noi. Mare, câțiva ani.
Și plăcea meseria asta? Eu totuși meseria, după cu tot ce se facă, se rezolve ca să meargă familia bine. Și nu mărți, și asta e adevărul. Ce să... Nu mărți. Atâta l-o escrocat, femeia aceea. Dar câți ani are femeia? Nu vă dați seama. Poftim? Femeia câți ani are? Ea are 42, cel 46. Când o divorță. Femeia e 46, el... adică el 46 și ea 42. Își cere scuze și de la mulți ani. De la soție își cere scuze? Sau de la cine? De la dumneavoastră? Mă gândesc că o presimț. El a văzut ce frumoasă e viața și cu băiat mare la majorat și câte au făcut el. Asta e. Au zis și părintele Dânsului, că au dansat cu ea și... Sigur, sigur. Aici e? 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 Aici
femeie care o zic. Are fecioșii, are și ea fecioșii. Nu aveți ce pune ca un sine de ăsta, nu mai va să vină. Vine ce de ea cu ea asta. Măi, lasă-te, lasă jos. Măi, ne sunt atât de dragă, lumea, atât de țări, măi, nu știu că te facă. Da? Păi așa pune ca pe un câine jos, mai nu spune că nu avem orice dacă e. Dar nu suntem obligați să ziceți, te rog foarte. Să ne spune, nu mai să ne spune, asta e frumos. Păi da, cum să nu? Asta e. Ești de pe drept. Vasilică! Vasilică, de fapt! Lasă-mă! Vasilică! Când am văzut jos, mergem în mirem, deci știam că sistemul exact, sistemul nu mirem. Să luăm mașina noi, că doar am moș la pompe, pe nebri, acolo, să... centru operațional. Prin ce? Asta... Când nu le mai folosezi? Oricum, alor... De cât timp lucra la pompieri? Era încadrat de la 1 octombrie 2006 în cadrul secției de pompieri Vișeu pe funcție de comandant, echipaj și conducător autospeciale. Cum era integrat în colectiv? Cum se comporta cu colegii? Era un coleg deosebit, nu au avut probleme de comportament, nu au avut probleme cu integrarea în colectiv, era sociabil, un tip vesel, deci meticulos, tot timpul prezent la datorie, știa să-și facă meseria cu simț de răspundere, deci nu am nimic de obiectat la adresa lui. În ultima perioadă observa vreo diferență? Era puțin supărat pentru că... Prin ce situație trece? Să-l ajute? A cerut ajutor? Nu, știau colegii tot de la cineva să ceară ajutor.